Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și chiar în aceste momente, la 408 km deasupra suprafeței Pământului, doi astronauți sunt ieșiți în spațiu și lucrează la exteriorul Stației Spațiale Internaționale. Americanul Cher Kimbrough de la NASA și francezul Thomas Pesquet de la ESA instalează două panouri solare rulabile. Sunt primele dispozitive de acest fel adăugate Stației Spațiale Internaționale în ultimii 20 de ani. Panourile solare care sunt înlocuite sunt cele originale din 2000, aveau o speranță de viață de 15 ani, dar încă mergeau bine. Dar cu noile celule fotovoltaice, stația orbitală va genera cu 34% mai multă electricitate. Această operațiune în gravitație zero este cu adevărat una internațională. Panourile noi au fost aduse la bordul unei capsule SpaceX și sunt manevrate cu ajutorul brațului robotic canadian, iar francezul și americanul care se ocupă de instalare au ajuns în spațiu cu o navetă rusească.